Emulsia nucleară au fost folosite pentru prima dată în 1896, atunci când Henri Becquerel a descoperit radioactivitatea prin observarea pentru întâia oară a negririi accidentare a plăcilor fotografice în contact cu anumite săruri de uraniu. Emulsia nucleară beneficiază de unul din cele mai importante avantaje ale detectorilor, și anume rezoluția spațială extraordinară, cea mai bună rezoluție spațială dintre toți detectorii cu vizualizare folosiți, ceea ce face ca aplicabilitatea lor în domeniul fizicii nucleare să se extindă pe o plajă foarte mare. Emulsia nucleară beneficiază de unul dintre cele mai importante avantaje ale detectorilor, și anume rezoluția spațială extraordinară, permite studiul tridimensional al evenimentului, acoperire unghiulară completă 4P. Oferă date despre sarcină, masă, energie, unghi, moduri de dezintegrare al particulelor. Prin urmare, cu ajutorul emulsiilor s-au efectuat experimente care au făcut posibilă măsurarea timpului de viață al mezonului Pi, determinarea energiilor de legătură ale hipernucleelor în materia nucleară sau descoperirea unui dublu hiperfragment. Emulsiile s-au folosit în principal pentru detectarea particulelor încărcate, în studierea interacțiilor și dezintegrărilor acestora sau indirect studiind particulele neutre prin interacțiile acestora.